de emoțiunea care, emoția care mă atinge. Și mai întâmplă ceva, mama mea este născută în Ciubut, deci în această zonă. Dacă e rândul meu, dumneavoastră, doamnelor, dumneavoastră, domnișoarelor, care vă numiți Maria, dumneavoastră, domnilor, care vă numiți Marin, dați-mi voie să vă ofer în această seară prezența noastră, a tuturor colegilor care sunt în fața dumneavoastră, să vă ofer filmul pe care unii dintre dumneavoastră poate l-ați văzut, dar ce este cel mai important este să vă spunem tuturor la mulți ani! Prietenul meu, Mircea Albulescu, a avut inițiativa acestor urări. Dați-mi voie și mie pentru mâine să felicit pe toate doamnele și domnișoarele cu numele de Ana și pe toți domnii cu numele de Ioachim. Care sunt la mulți ani. Sunt fericit că sunt în această străveche cetate care simbolizează atâtea lucruri pentru istoria națională. Vă mulțumesc că ați venit și că ne acordați atenția pe care credeți dumneavoastră că ni se cuvine. Vă mulțumesc pentru prezență. Dau microfonul colegului mai tânăr, Bogdan Samoevici, venit direct de la Paris pentru această manifestare. Bună seara! Faptul că sunt aici după 28 de ani, atât au trecut de când am făcut filmul, nu ne întinerește. Dar eu personal am descoperit această cetate pe care nu mai țineam minte atât de frumoase. Nu știu dacă e primarul de acum, primarul dinainte sau toți, în orice caz s-a gospodărit bine locul și aveți șansa să aveți acest loc pe care noi cei din București ne-l dorim foarte tare. Nu-l avem. Chiar și în Paris e loc de așa ceva. Poate că puțină lumină, ca să fie pusă în evidență, ar fi și mai bună. În orice caz, eu sunt foarte fericit. Sunt multe amintiri care ne leagă de acest loc, care mă leagă pe mine personal. Dar vreau să vă rog să vă uitați la o secvență în mod special, într-o pădure, care s-a întâmplat aici, lângă, și să de multe ori bucătăria din spatele filmărilor este foarte interesantă. Și să urmăriți că noi toți avem niște echipamente de camuflaj, cu frunze la casă. Singurul care are alte frunze decât noi toți este Uritescu, Valentin Uritescu. Și a pus frunze de nuc. Și George, aici prezent, cu mine și cu câțiva din ceilalți, ne-am distrat luându-i frunzele de la casă. Când am filmat într-un alt loc, adică în pădure unde nu erau nuci, Uritescu nu mai avea frunze pe cască, ceea ce a suscitat enervarea lui Sergiu Nicolaescu, care l-a întrebat bine, de ce trebuia să iei frunze de nuc? Păi nu ăștia tineri, domne! Așa că să vă uitați la secvența aceea și în felul ăsta o să faceți parte din istoria acestui film. Vă mulțumesc că sunteți cu noi și invitare pe toți! Mulțumim domnilor Alexandru, domnul Albulescu, Besoin și Spanoidic, vizionare plăcută.